Doamna Turcă, vă mulțumesc că m-ați invitat. Și eu vă mulțumesc. Și nu știu din cei care sunt prezenți aici, cunosc sau auzit că în România există un festival internațional de creație literară și artistică destinat copiilor. Ei bine, acest festival a fost fondat de persoana care vă vorbește. Felicitări! Și vă mulțumesc mult de tot! Și de ce am luat cuvântul să anunț lucrul acesta și să vă invit când este festival concurs cu trei faze. Anul acesta, una ultima fază, ultima etapă, în afară de gala laureaților, a avut loc la Craiova, unde am beneficiat, doamna Bârcă, și de o substanțială sponsorizare. Dacă pe viitor am putea să colaborăm la acest festival, eu vă invit cu toată dragostea, cu copiii, la secția de recitatori și, de ce nu, poate avem și pentru alte secții, că avem și secțiunea muzică, avem și secțiunea dansuri, avem și secțiunea literatură de creație. Avem multe secțiuni este unde copiii poate să se afirme. De aceea, o stimez mult și o apreciez pentru ce face doamna Bărbăr.